Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Pe săgetători așteaptă o mulțime de emoții și întâlniri de neuitat. Primăvara îți va aduce gânduri despre schimbarea imaginii. Ți se poate oferi un cadou plăcut și destul de neașteptat. În martie, te poți aștepta la oaspeții din depărtare. Arată ospitalitate și bune maniere. Pot apărea probleme cu banii. Dragoste. Săgetătorii tânjesc la evoluții în relații. Ești gata să-i propui ceva alesului, dar îți este frică din cauza sentimentelor neîmpărtășite pentru tine. Acționează spontan, ai încredere în emoțiile tale. Spre surprinderea ta, a doua jumătate îți pregătește o surpriză care te va mulțumi foarte mult. Căsătoria, care va fi încheiată în martie, va fi pe termen lung. Dar dacă te gândești cum să închei relația, atunci este bine să aștepți. Reprezentanții singuraticei zodiei vor fi învoluiți în atenție, dar acest lucru nu este ceea ce cauți. Vei primi multe oferte de diverse feluri, dar nu te interesează deloc. Caută frumosul și nu te abate de la principiile tale. Va apărea o persoană din trecut care îți va aminti de sentimentele trecute. Poți fi sigură că acesta va fi doar un divertisment de o singură dată, nu spera că vei călca pe aceeași greblă a doua oară. Sănătatea. Săgetătorii trebuie să-și amintească despre prevenire. Acest lucru se aplică atât bolilor sezoniere cât și bolilor cronice de care au uitat de mult. Nu ai mai fost la medic de mult timp, acordeți câteva zile pentru a fi supusă examinărilor. Ai grijă de sistemul digestiv. La jumătatea lunii martie va crește riscul de a face o tulburare intestinală, ceea ce va aduce multe neplăceri. În plus, va fi nevoie de mult timp și bani pentru restaurare. Alungă gândurile negative prin orice mijloace. Apatia și melancolia pot provoca gastrita cronică și ulcere. O dispoziție proastă îți va afecta și sistemul nervos. Învață să gândești pozitiv, să citești cărți și să ieși mai des în compania cuiva. Banii. Săgetătorii vor putea să-și arate cea mai bună latură. Tu ești clar între favoriții șefilor și ai zeiții fortuna. Fii pregătită pentru forța majoră. Ți se va cere să răspunzi rapid, dar pe lângă viteză, munca va trebui făcută bine. Ferește-te de oamenii invidioși. Cineva din echipă, sau chiar dintre vecinii și prieteni te poate aranja intenționat răspândind zvonuri stupide pentru a te tulbura. Tot ceea ce va fi să faci în martie te va ajuta. Cu banii pot apărea situații dificile. Evită datoriile și nu împrumuta altora bani, altfel riști să ți-ai rămas bun de la ei pentru totdeauna. Există însă și vești pozitive, ți se va oferi un proiect destul de profitabil și pe termen lung, care îți va aduce venituri bune pe viitor. Deocamdată, abține-te de la a cumpăra imobile și vehicule. Când semnezi documente, ai încredere într-un specialist. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!